Salutare prieteni și bine ați venit la încă un videoclip de pe canalul meu Jurnalul grădinar. Astăzi am să vă arăt ce fel de castraveți am semnat pentru a-i planta în acest ultim solar. O să fac un pic update și la răsadul de porumb zaharat și cel de dovlecel. Așa că haide să vă și arăt. Aici mi-a mai rămas câteva alveole din roșiile precoz pe care le-am plantat în solarul de dincolo. Totodată, tot mi-am amintit, tin să vă avertizez că în următoarele două serii o să urmeze temperaturi cu minus și puțin la mine. De fapt, în toată țara o să arate. La mine în zona o să mi arată, mi arată undeva la minus 2 grade, probabil că o să fie un pic mai, mai mult. Așa că m-am pregătit, ca să zic așa, un pic. Unde am roșiile moldoveanu, nu am dublură pe laterale, așa că am pus arcadele și am să le acopăr cu un rând de agril. Iar dincolo unde am dublura Un rând de agril l-am agățat, agățat sus Și sper că o să fie bine Roșiile rila deja le-am mutat Eu le aveam acolo undeva Nu mai erau acoperite sau ceva de genul Și le-am mutat aici Unde am rezidența electrică Probabil că o să o bag și în priză În următoarele seri Pentru a fi sigur De, de anuale pierde Deja am mai vândut prin ele Iar aici am castraveți Ecol, tot așa pentru vânzare, în 45. Vinetele Alexandra, tot așa am mai vândut și prin ele câteva. Eu zic că arată destul de bine. Iar aici avem castraveții care o să urmeze să plantez în acest solar. Castraveți Cornișor Chibria F1, este un hibrid timpuriu, foarte timpuriu, destinat atât culturilor în sere și solare, cât și în câmp, cu o plantă viguroasă, cu potențial de producție foarte ridicat, rezistent la făinare și la pătarea cafeniei. Acum o să, o să urmeze să vedem asta. Nu i-am mai plantat nicio până acum, deci e ceva nou și pentru mine la fel cum sunt și roșiile moldoveanu. O să vedem împreună ce și cum. Am auzit numai lucruri bune despre ele, așa că m-am decis să îi încerc. Să punem una pe asta. Am avut 4 plicuri a 250 de semințe, am în total 1000, cu o germinație foarte bună, undeva la 95%, poate și mai bine. Deci sunt destul de mulțumit pe pe chestia asta. Iar aici avem porumbul zaharat, care, după cum v-am spus și în acel videoclip, o să urmeze să îi plantez între dovlecei. Aici, sincer să vă spun, am o germinație foarte scăzută, undeva la 70%, nu știu, nu știu de ce, dar tot așa este de test anul acesta. Nu am mai pus până acum între dovlecei, deci o să vedem cum o să fie și cum o să, o să se dezvolte. Aici iar am niște roșii rila tot pentru vânzare iar aici avem dovleceii Izmalia f după cum arată sunt gata pentru plantat dar asta probabil că o să se întâmple de săptămâna viitoare sperând că avem temperaturi bune. Îi mai țin din apă și așa mai departe pentru că deja sunt mari, au, deja au crescut și trebuie să plantați, dar dacă îi mai le dau și apă uh, cât au nevoie, probabil că o să crească mult mai, mult mai repede și nu este bine. Singurele tratamente pe care le-am aplicat au fost cu cromax și cu mospilan. Probabil că să urmeze ceva care să le aplic și pentru păianj roșu, ceva cu omnisorum. Uh, Trebuie să le aplicăm aceste tratamente pentru că în alți ani când nu postam pe YouTube și așa mai departe nu le aplicam aproape nimic și într-un an ca să zic așa i-am pus și aveau și niște purici pe spate și vă dați seama că nu au să se dezvolte foarte foarte bine, or să plece greu și așa mai departe. Iar aici vreau să ajung să vă arăt un pic și diferența. Am undeva la 30 de alveole care sunt mai mici. După cum se vede, sunt mult mai mici. Eu am avut rămasă niște turbă de semănat. Cechila, după cum știți că folosesc eu și le-am avut deja făcute aceste 30 de alveole. Tata a mai fost și cumpere și nu și-a dat seama și a cumpărat turbă de repicat tot cechila. După cum știți, turba de semănat este de o granulație foarte fină cu un pH controlat. Care are adăugat fertilizator de tip starter în ea. Acum probabil că și în cea de repicat are, dar nu știu chiar așa multe detalii despre ea. În fine, cum v am spus mai devreme, le-am pus, când am semănat, am zis, totuși să le pun separat să văd dacă este vreo diferență. Primele mi-au răsărit cele de pe mijloc, acolo fiind căldura mai mare și așa mai departe. Mă rog, am zis că aia. până la urmă au, au răsărit toți în partea cealaltă, iar aici un pic mai greu. Am luat toate variantele, le-am mesclus, adică am avut aceeași temperatură peste tot, ca să zic așa până la urmă. Apă le-am aplicat la toți la fel, tratamentul la fel la toți, nu am făcut diferență. Aceștia nu au fost la umbră, ca să zic așa, față de ceilalți, ca să zic să mai conteze și asta. Când am semănat dovleceii, după cum se vede deja, semințele au mai rămas pe aici prin ele, sunt tratate cu fungicid de câte am știu eu și câte am văzut. Acum la ultimele plicuri când le-am desfăcut am observat că nu erau tratate. Ultimele plicuri de dovlecei, nu știu dacă găsesc până ea, au fost albe. Deci unde ăsta. Deci au fost albe acestea. Iar la fel când am văzut că nu sunt tratate, la fel am ținut cont, adică le-am pus pe categorii. Dar după cum se vede și cele netratate au ieșit foarte foarte bine bun. Acum iar aici. Aici au fost cele cu, tratate cu fungicid. Și totuși nu îmi nu, nu plac cum arată. Sunt un pic mai mici și așa mai departe. Am zis că poate și chestia asta. Dar nu contează chestia asta pentru că următorul rând. La fel sunt tratate. Și sunt în turbă de repicat. Deja se vede și diferența. Acum, după părerea mea, nu știu, probabil că ăsta este singurul motiv. Vă mai spun, nu sunt nici expert, expert, deci întotdeauna avem ceva de învățat. Dacă aveți opinii diferite, sunt dispus, adică eu oricum, orice opinie, fie iar rea sau bună, eu oricum o tratez ca atare fiecare, am ceva de învățat de la oricare opinie. Per total sunt mulțumit în afară de aceste alveole, dar probabil că o să-și și acestea când am să le plantez afară o să urmeze un videoclip și cu fântâna pe care deja am început să lucrez la ea în grădina pe care o am închiriată, așa că stați aproape. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe clopoțel, să primi notificări ori de câte ori postez, să dați un like, mă găsiți și pe Facebook și pe Instagram, aveți link mele în descrierea videoclip, așa că până data viitoare, vă salut cu respect!